sindicatele luptă acum să nu închidă unitățile miniere Lonia și Lupeni și spun, așa cum a arătat și un studiu recent, că mai este huilă în acele abataje deschise deja. Iar minerii am auzit la fiecare grevă că ar dori închiderea acestora. Tragediile din mină i-au făcut pe cei cu vechime mai mare în muncă să vadă cum le-au pierit prietenii sub pământ. Iar sindicatele spun că aceștia formează un adevărat curent, ce are ca scop tocmai promovarea ideii că minele ar trebui să fie închise. Ba chiar că era bine dacă deja se închideau. Alții însă cred că în mină mai e de lucru. Dacă este să stăm de vorbă cu personalul de la exploatările miniere, sunt două curente pe care noi le scoatem în evidență în mod corect pentru că ele sunt. Vorbim de un curent al angajaților care mai au foarte puțin până la pensie și își doresc în mod clar să iasă la pensie și să beneficieze de salariile compensatorii. Și celălalt curent al celor angajați mai târziu, cu vechimi cuprinse între 7 și 10, 12 ani, care își doresc ca activitatea să continue. După ce INSEMEX a elaborat un studiu care argumentează cu cifre exacte continuarea exploatării zăcământului de huilă, la aceste mine s-a stat de vorbă cu oamenii și cu membrii din conducere. Urmează acum ca datele să ajungă la Ministerul Energiei. S-au ținut trei CTE-uri, unul la mina Lupeni, unul la mina Lonea și unul pe companie pentru a stabili direcțiile de acțiune în perioada următoare vis-a-vis de concluziile enunțate în acest studiu. De asemenea, noi am notificat conducerea complexului energetic Hunedoara și le-am cerut să ne precizeze dacă au fost făcute demersurile pentru următoarea etapă și anume CTE-ul care urmează și care ar trebui să se țină la nivelul Ministerului Energiei. Am primit răspuns și ni s-a spus că a fost notificată conducerea Ministerului și acum așteptăm să vedem când înși vor organiza aceste CTE-uri. Sindicatele au arătat în repetate rânduri că este nevoie de huilă. Au spus că este nevoie, în egală măsură, de materiale și echipamente, deci investiții. Dar vorbesc acum și despre continuarea activității de extracție. Rămâne de văzut dacă, după ce se vor ține comisiile tehnice și la nivel de minister, acestea vor fi trimise spre Bruxelles. Pentru prima oară în istoria așezării de la poalele munților, în localitatea denumită Dâlja, este un drum asfaltat. Lucrările au decurs foarte bine și covorul de asfalt proaspăt a fost finalizat. Mai sunt doar lucrările necesare la terasament și amenajarea rigolelor de scurgere. Însă, în această iarnă, oamenii vor avea posibilitatea să urce în mod civilizat pe acest drum, impracticabil de cele mai multe ori până acum. Drumul din Dâlja s-a turnat asfalt pe toată porțiunea. Suntem gata cu asfaltul, urmează și continuăm cu lucrările cu rigolele și toate celelalte. Probabil că anul viitor vom finaliza lucrarea, dar covorul asfaltic vom reuși să-l finalizăm anul acesta. Artera din acest cătun este de aproximativ 5,2 km și întreaga lucrare va costa aproximativ 6 milioane de lei. În acest loc există peste 170 de case. Unde locuiesc oameni care au avut mereu dificultăți să ajungă în oraș, ori să cheme salvarea sau pompierii la ei. Drumul care se asfaltează acum face legătura și cu orașul Aninoasa și investițiile presupun devieri prin rigole de scurgere a albiilor apelor ce se formează de pe versanți. Am învățat că apa se curăță printre niște drumulețe. Deși sunt numai în clasa a treia, o clasă de copii din Petroșani a găsit de cuvință să vină în săptămâna altfel la o stație de tratare a apei și au avut ce să învețe aici. Și mai mult, toți spun că le vor povesti și părinților lor despre experiența aceasta, în urma căreia au aflat cum apa de la robinet nu vine ea chiar din munte. Mi-a plăcut. Ce ți-a plăcut? Mi-a plăcut în camera în care verifică cum calitatea apei. Cum știi tu că se verifică această calitate? Punând clor și alte substanțe în apă. Știai despre lucrul ăsta până acum? Nu. Am văzut cum se purează apa, cum mizerile se duc într-un truleț, să zic așa. Am văzut în laboratorul în care am fost
cum se face clorul, cum se amestecă cu apa și... Știai despre lucrurile astea până acum? Nu. Ai avut ce învăța azi? Da, am avut mult. Da, foarte interesant. Cu ce te ajută asta acasă când ajungi? Să povestesc la mame, la bunica și la toată lumea pe care cunosc, să-i povestesc ce am făcut. Am ajutat la curățarea apei, cum s-ar zice, la astea. Deci învăța că apa nu vine așa cum vine din munte? Nu, trebuie să se curețe, să se... merge pe un drumuleț, cum am spus, și acolo este ajutată să scape de viețuitoarele. Ea este curățată și clorificată și trece prin tot felul de, cum să zic, filtre, tot felul de filtre. Ce te ajută asta când mergi acasă? Să povestesc ce am făcut. Apa este foarte importantă și că ea este curățată. Ea vine din jiu, este curățată de filtre și am învățat că ea este foarte importantă. Ea când este curățată trece prin mai multe etape și ea vine... Da. Și ea este din jiu și ajunge la robinetele noastre. Ea este curățată de clor și este tratată. De fapt, specialiștii de la stația de tratare a apei de pe Jieț nu au făcut decât să le arate copiilor că apa, după ce este captată, este trecută prin procedee fizice și chimice, iar abia apoi ajunge la robinet. Le-am arătat fluxul tehnologic al stației și felul în care este tratată apa de la intrare din stație până la ieșire, cu toate treptele de tratare, de dezinfecție, tocmai ca să priceapă și ei că apa nu vine așa tamnesam la ei la robinet. Ideea unei astfel de vizite a aparținut dascălilor, care cred că astfel de lecții ajută pe cei mici să conștientizeze că apa trebuie economisită și prețuită. De astăzi suntem în săptămână altfel și copiii sunt foarte încântați că pot învăța lucruri noi într-o altă modalitate decât cea tradițională și au fost foarte dornici să afle totul despre drumul pe care îl parcurge apa de la sursă la robinetele noastre și cum devine ea potabilă. Lecțiile în afara clasei sunt oricând binevenite, iar pentru că toată lumea are nevoie de apă, cei mici au asistat la o lecție de care cu siguranță își vor aminti. Asta mai ales că au fost și premiați pentru participare. Acum, când a apus o stea a fotbalului românesc Ilie Balaci plecând dintre noi în weekendul trecut, colegul nostru Genu Tuțu ne-a vorbit despre primul debut al marelui fotbalist pe stadionul de la Petroșani. Era și el un începător în arta gazetăriei, deși manuscrisele lui din acea vreme arată mai mult ca oracolele din copilăria celor ce nu am avut internet. Pe foi îngălbenite cu decupări din ziarele vremii și autografe bine păstrate, Genu Tuțu ne redă istoria celor vremuri cu mare precizie. Mergea mai mult ca spectator și recunoaște că și cu o mai mare plăcere ca la școală, la meciurile echipei Jiul Petroșani, iar Ilie Balaci venise în primul său meci tocmai la Petroșani. Ilie Balaci a debutat când eu eram prin clasa 11-a, la 12 august 1973, fapt ce l-am și consemnat de altfel într-un material de acea vreme, încă atunci începeam să strâng statistică și de-aia probabil, iată că în timp a ajutat. Ce să știu? Știu că întotdeauna era privit cu admirație, a debutat la acea vârstă fragedă, el fiind născut în 56, a debutat în 73, a jucat 73 de minute într-un meci de 1-1, scor stabilit în prima repriză Jiul Universitatea Craiova pe vechiul stadion. Marcaseră Oblemenco pentru oaspeți, pentru Olteni și Stocker de la Jiu a reușit egalarea pentru Jiu. S-a și încheiat 1-1, vreo 10.000 de spectatori, așa era atunci, veneau și de prin Târgu Jiu și de prin Craiova la meciuri. Genu își amintește exact și echipa, pentru că, așa cum v-am spus, era un bun statistician într-o epocă fără acces la internet și la statistici deja existente. Mi-aș permite să și dau echipa în care a jucat atunci: Oprea Niculescu, Bădin, Deseni, Cuvelea, Strâmbeanu, Balaci, înlocuit cu Berneanu în minutul 73, Țară Lungă, Niță, Oblemenco, Bălan, înlocuit cu Pană în minutul 80. Asta a fost
echipa de start a Craiovei, în etapa 1 s-a jucat meciul acela din campionatul 73-74, un campionat în care Craiova va ieși campioană și, ca o coincidență fericită, tot atunci când Craiova iese campioană în acel 73-74, Jiu câștigă Cupa României. Deci putem spune că am anticipat o primă etapă între viitoarea câștigătoare a Cupei României și viitoarea campioană a României. Genu Tuțu era un licean căruia îi plăcea să adune date despre fotbaliști, pe care le-a păstrat în cataloage atent îngrijite până acum. Elie Balac era doar un puștan în Zulufi, căruia i s-a acordat încredere de... Nu mai rețin antrenorul, din păcate, cred că Coidum era, dar să nu greșesc. Nu ne-a spus mare lucru, dar important e că a debutat și uite că, din păcate, legăm un moment nefericit cu debutul său la Petroșani.